Bună dimineața! Bună dimineața! Bine v-am găsit în a treia oră de telematinal. Să știți că la această oră suntem deja și live pe TVR Internațional. Îi salutăm pe românii de pretutindeni și îi felicităm cu ocazia Zilei Limbii Române. Da, avem o oră plină de surprize pentru dumneavoastră. Noi ne-am îmbrăcat așa în straie de sărbătoare. Așa, și vă spunem că din anul 2011 Ziua Limbii Române este sărbătorită oficial și la București. Această inițiativă legislativă îi aparține domnului Viorel Badea, președintele Comisiei de Cultură și Media Senatului României. Suntem în legătură directă cu domnia sa. Domnule Badea, bună dimineața! Bună dimineața! Vă felicităm cu prilejul acestei sărbători importante pentru românii de pretutindeni. Vă mulțumesc, eu vă felicit și avem șansa ca într-adevăr acum la nivel global să zicem bună dimineața, să zicem bună ziua, să vorbim în limba română și să-i facem și pe alții să înțeleagă că limba română este principalul nostru instrument de identificare și de identitate națională. Așa, domnule Badea, dacă facem abstracție de la cuvântul sărbătoare, cum a contribuit această zi la imaginea limbii române? O vorbim mai corect, o promovăm mai mult, o iubim mai mult? Nu, în primul rând o conștientizăm mai mult. Este complicat să, ca o zi de sărbătorire a limbii române să poată să îți regleze ție modul în care vorbești limba ta maternă sau modul, poate chiar și modul în care reușești să comunici în ea. Dar important este să înțelegem că limba română este acel liant care ne aduce pe unii lângă ceilalți la nivel planetar și că într-adevăr este actul nostru de identitate. Educația, bineînțeles, va fi cea care va contribui la o mai bună fixare a limbii române în comunitățile românești din toată lumea, dar important este să conștientizăm și să transmitem mai departe celor care vin după noi că este absolut esențial să păstrăm, să purtăm limba română în inimile noastre și în mințile noastre și să o transmitem mai departe celor care vin după noi, așa cum și noi am primit-o la rândul nostru. Ați spus de act de identitate și mi-am adus aminte de interviul lui Paul Goma și când a fost întrebat de pașaport, a zis că nu are nevoie de pașaport fizic. Pașaportul lui este limba română. Exact, exact așa este. Păi noi cu acest pașaport, cu acest act de identitate, intrăm în primul rând în Europa și după aceea în lume. Așa ne cunosc și ne recunosc ceilalți pe noi. Și de asta este important ca limba română să fie promovată, să fie vorbită și, bineînțeles, să fie transmisă celor care vin după noi, că gândiți-vă, este ca o moștenire pe care ne-a lăsat-o Dumnezeu. Nouă ne-a lăsat limba română, sârbilor ne-a lăsat limba sârbă și așa mai departe. Și tocmai de aceea trebuie să o tratăm cu mare respect și să o promovăm celor care vin după noi. Așa este. Domnule Badea, acum că și dincolo de Prut se sărbătorește limba română, credeți că inițiativa dumneavoastră și-a atins scopul? Eu zic că în linii mari și-a atins scopul. Și acesta este numai începutul. Noi ne gândim la în Parlamentul României și am vorbit și cu colegi din Parlamentul Republicii Moldova ca un proiect de viitor să fie acel al legiferării cât se poate apropării și a protejării limbii române. Pentru că suntem două state care au în comun, în afară de multe alte lucruri, folosirea, utilizarea limbii române. De aceea ar fi bine să ne gândim în logica existenței acestor spații comune, spațiul cultural este un spațiu comun, spațiul lingvistic este un spațiu comun, să putem să legiferăm împreună pentru a proteja acest bun extraordinar, această moștenire incredibilă care ne-a fost lăsată și anume limba română. Așa, domnule Badea, ce evenimente se desfășoară peste Prut, da, cu ocazia Zilei Limbii Române? Sunt foarte multe autorități locale, sunt multe primării, chiar și în București, unde se marchează această zi a limbii române. În școli se marchează această zi a limbii române, chiar și la nivel media. Din câte știu, sunt posturi TV sau posturi radio care, într-un fel sau altul, vorbesc despre limba română astăzi, despre modul în care trebuie să ne protejăm limba română, nu numai în România, dar și în afara României.
Da, apropo de în afara României, cum credeți sau ce părere aveți despre efortul pe care îl depune diaspora românească în mai multe țări pentru a conserva limba română? Pentru că sunt mulți copii care se nasc în acele țări străine și cumva părinții care veniți din România încearcă să le transmită limba. Sigur, părinții, biserica, este într-adevăr un mare miracol, dar eu cred că și mai mare miracol a fost faptul că în Basarabia, după sute de ani de ocupație, auzi astăzi limba română vorbită într-un mod incredibil. Pentru mine asta este un adevărat miracol, că aici la noi acasă, în libertate, putem să ne vorbim limba fără niciun fel de probleme. Chiar și românii care merg în Italia, în Spania, trăiesc în libertate, pot să facă chestia asta. Dar ce au reușit basarabenii sute de ani, da? Sub ocupația cruntă pe care au avut-o și nu au fost ocupați de Tom și Jerry, au fost ocupați de ruși. Sub ocupația cruntă au reușit să țină limba română, să vorbească în limba română și să o transmită copiilor lor. Este într-adevăr un miracol. Domnule Badea, vă mulțumim că ne-ați vorbit astăzi și încă o dată felicitări cu ocazia Zilei Limbei Române. Felicitări, la mulți ani! Da, uite așa, cum am spus, în România, în Republica Moldova este marcată Ziua Limbii Române și ne bucurăm foarte mult pentru oamenii care sunt în străinătate și reușesc să le oferă copiilor, care, din păcate, nu s-au născut în România sau Republica Moldova, dar datorită părinților, înțeleg... Da, cumva depun efort, da, să cunoască o limbă română corectă. Ei, într-o casă în care se citește și se vorbește corect limba română, acest lucru nu are cum să nu fie remarcat de copii. Da, sigur, de mică Gloria Anastasiu știa multe frământări de limbă, învăța poezii mari pe de rost, iar acum cunoaște câteva limbi, dar cel mai ferește că este dragă limba română. Am realizat un interviu cu ea, Anatol, să-l urmărim. Hai, să vedem! Cu toții ar trebui să o respectăm, să o promovăm, să o vorbim corect și articulat. Și noi și viitoarele generații, iată că Gloria Anastasiu este un exemplu în acest sens, pentru că de mică are o dragoste aparte pentru limba română și o studiază profund. Gloria, te salut! Bună ziua! Ce faci, cum ești? Foarte bine! Așa, uite, știu că de mică ai o dragoste aparte pentru limba română, dar de unde se trage această pasiune pentru o studiere mai profundă, pentru o vorbire corectă? În mare parte, dragostea pentru limba română vine de la profesoara mea de limbă română, doamna Elena Lucheanu, și de la mama mea, care împreună facem poezii patriotice și în ultimul timp asta devine pasiunea noastră. Care dintre scriitorii noștri îi prefere cel mai mult? Dintre scriitorii noștri, eu prefer Mihail Sadoveanu. Știu că îți place o operă de-a lui Mihail Sadoveanu, să ne spui care și de ce? Îmi place foarte mult romanul său, Neamul Șoimăreștilor. Este de mult timp deja cartea mea preferată și o recitesc deja de vreo 3 ori. Este despre o poveste de dragoste a lui Tudor Șoimaru și prin ce aventuri se duce el pentru a-și găsi iubirea adevărată și între rebeliunea între boieri și țărani pe timpurile acelea. Trecem acum și la versuri. Știu că ai și poeții preferați, da, de ai noștri, dintre cei care au lăsat ca avere pentru generațiile viitoare opere consacrate, da? Să ne spui care sunt poeții tăi preferați. Poeții mei preferați sunt Grigore Vieru și Mihai Eminescu. Știu că ai o pasiune împreună cu mamica ta să scrieți și poezii patriotice. Da. Să ne spui un pic despre această pasiune. Noi ne-am inspirat poeziile noastre pe poeziile lor, despre patrie, despre mamă, despre iubirea către țara lor, despre țara noastră și cât de important este limba și să ne conectăm cu rădăcinile noastre. Tu, țară, între azi și mâine, mii de destine și-au croit un drum. Chiar dacă prin scrum au plâns zile și nopți, chiar lângă nepoți, lângă fii și fiice, lângă stogul cu spice. Mama, pacea și neamul pun în față elanul. Sunt cuvinte sfinte care ajung în morminte, la eroii căzuți, dar de noi nevăzuți, care ne-au apărat, pentru noi au luptat. Gloria, de ce este important pentru tine, ca adolescent, să știi limba română așa în forma ei autentică și să o promovezi mai departe? În mare parte, fiindcă arătăm respectul pentru strămoșii noștri care s-au dus în nenumărate lupte pentru a vorbi limba noastră liber și să nu fie consacrată. Dar cum ai descrie tu limba română? Eu aș descrie limba română ca un cosmos plin
de cunoștințe. În limba noastră, toată lumea plânge și în limba noastră râde un pământ. Dar oricum, de unde se trage pasiunea și pentru limbile străine? Din curiozitate sau când a început, iată? De la profesoarele mele de germană și de engleză, profesoara mea de engleză, doamna Liliana, și de profesoara mea de germană, doamna Felicia. Uite, Gloria, acum vreau o părere de la tine. Într-o societate ca noastră, în care există foarte multe surse de informare, foarte mulți oameni de cultură care vorbesc românește, curat, profund, de ce crezi totuși că mai este prezent fenomenul ăsta de a vorbi limba română incorrect? Dacă cumva la noi mai există fenomenul ăsta că atunci când vorbești românește și corect, cineva te blamează, spune că uite, asta se face falsă sau chestii de genul ăsta. Ai fost vreodată în situații de genul ăsta? La școală foarte mulți copii folosesc limba română, cea literară, ca să râdă de ea. Zice, hai, nu mai pune și tu atât de mult efort, că cu ei pasă. Știu că tu nici nu poți să vorbești în dialectul moldovenesc, da? Nu. Cum? De unde vine asta? De ce? Fiindcă în familia mea nimeni nu vorbește cu dialect moldovenesc și nu am auzit prea mulți oameni să vorbească cu dialect moldovenesc așa insistent. Gloria, eu îți mulțumesc frumos pentru această discuție și spre final vreau să vii cu un sfat către adolescenți, către tineri și să-i îndemn cumva de ce trebuie să vorbească o limbă română corectă. Că dar vorbind limba română își pot identifica personalitatea și a deveni niște persoane remarcabile. Așa, să știi că Gloria este o adolescentă minunată și un lucru curios că ea nu poate vorbi în dialectul moldovenesc pentru că de micuță a fost educată așa, să vorbească în dialectul românesc doar. Foarte bine. Știe și chineza și germana și engleza. Da, foarte bine. Uite, un exemplu și spuneai de cele frământări. Da, știe și multe frământări de limbă. Te-ai întrecut cu ea pentru că și tu, să știți. Mamica ei este antrenoare de dicție, cum da, să nu știe. Anastasia, știu. Ați făcut un battle sau nu? N-am făcut, dar pot să fac cu tine acum. Nu, mă bați aici. Măcar de ziua limbii. Hai, bine, ok, zi. Deci, o frământă. Începe tu. Capra calcă piatra, piatra crapu în patru. Crape capul capri în patru, cum a crapat piatra în patru. Vai, perfect, așa. Papucarul papucărește, papucine, papucărița e papucărese, dar papucăreasa nu poate papucări, papucine, papucărița e papucarului. Oh, stai că suntem pe aceeași undă. Dar lasă că știi tu mai multe, eu nu le cunosc atât de mult, dar știu mai multe. Luați exemplu de la Alexandrina. Dacă aveți nevoie de frământare de limbă, ea le știe. Cuvântul Dumnezeu este una dintre cele mai lungi formule care se referă la persoana sacră, supremă, având trei silabe. Așa, în majoritatea limbilor, expresia divinității este monosilabică, așa, doar în limba română sună atât de frumos, da. Dumnezeu. România este limba maternă pentru 24 de milioane de oameni din Republica Moldova, România, Ucraina, Ungaria, Serbia, Bulgaria, dar și Croația, Slovenia, Slovacia sau Polonia. Dar migrația din ultimii ani a extins și mai mult geografia limbii române. Interesant este că în instituțiile de învățământ din 43 de țări ale lumii, limba română se predă ca limbă străină. Mm-hmm. Care cuvânt este scris incorect în toate dicționarele limbii române? Pentru mine, da? Pentru telespectatori. Deci eu pun o întrebare capcană pentru mine. Care cuvânt este scris incorect în toate dicționarele limbii române? Care? Nu știu, nu pot să-mi dau seama. O fac pe niznaia acum, știi? Zi. Este cuvântul incorrect, Anatol. Incorrect. Incorrect, da, da, asta e. Ei, cred că v-ați dat seama, a fost într-adevăr o întrebare capcană și când zicem de chestia asta, uite că am evitat capcana. Fraților, să știe că limba este un organism viu, într-o continuă perfecționare și prin ea avem trecut, prezent și viitor. Așa, Ioan Aurel Pop, președintele Academiei de la București, are un îndemn pentru toți vorbitorii de limba română. Să-l vedem. Pentru Nichita Stănescu, limba română era ca o duminică, ca o sărbătoare. Trăirea limbii române este un sentiment unic. Dar ce înseamnă limba română pentru Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, aflăm în aceste momente chiar de la domnia sa. Bună ziua, domnule academician! Sărut mâinile și dumneavoastră și ascultătorilor, telespectatorilor, toate cele bune!
Până avea o limbă de sărbătoare, trebuie mai întâi să avem una muncită, asupra căreia să ne aplecăm zi de zi ca să o aducem în albia firească. Ce facem pentru asta, domnule președinte? Limba e ca o grădină, știți, și ea trebuie îngrijită. Altminteri se părăginește. Pentru noi, pentru mine, și ca individ și ca președinte al Academiei, limba este un scop al existenței. Academia Română s-a creat în 1866 și la creare din ea făceau parte și trei basarabeni, savanți, scriitori, cu un scop precis: întărirea identității naționale românești prin limba română, literatura română și istoria românilor. Putem spune astăzi că limba este principalul factor identitar al majorității popoarelor. Cu alte cuvinte, ești francez dacă știi să vorbești și să scrii în limba franceză, ești român dacă știi să vorbești și să scrii în limba română. E adevărat că sunt și străini care știu să vorbească, să scrie și să citească în limba română, dar ei nu ajung automat români. Însă român care să nu știe românește și să nu poată citi și scrie în românește, e mai greu să existe astăzi. Deci, ca să rezum, spun și eu ca Nichita Stănescu, patria noastră a tuturor românilor este limba română. Care este destinul limbii române în 2023 și cum o putem reabilita, domnule Pop? Nu e un destin foarte fericit, pentru că ne-am obișnuit să nu mai avem grijă de limbă. Iar limba este ca un organism viu care se naște, crește, se dezvoltă și, dacă nu suntem atenți, și moare odată cu poporul care a creat-o și căreia i-a servit drept mijloc de comunicare. O limbă vie nu există despărțită de popor, de vorbitori, de comunitate. Ori astăzi observăm o neglijență masivă în raport cu limba română, o îndepărtare de la originile ei ca limbă literară. Ori înaintașii noștri, cam din secolul al XVI-lea încoace, de când diaconul Coresi a tipărit la Brașov primele cărți în limba română, de atunci și până astăzi, limba asta a fost mereu crescută, îngrijită, cultivată. Ori astăzi observăm această neglijență, vorbirea ei cum dă Dumnezeu, oricum, scrierea ei cu niște prescurtări inexistente, cu greșeli flagrante de ortografie. Observăm că citirea ei e problematică. Analfabetismul funcțional înseamnă să citești totuși și să nu știi ce citești, ceea ce este destul de grav, și toate astea la un loc ne îndeamnă pe noi să schimbăm situația. Chiar doream să veniți cu un mesaj în această zi, cu un mesaj, dar cred că ăsta e mesajul, să transmitem mai departe. Aveți dreptate. Limba n-am creat-o noi, au creat-o înaintașii noștri pas cu pas, printr-o muncă extraordinară, uneori conștientă, alteori mai puțin conștientă, pentru că limba noastră în trecut au apărat-o țăranii. Este acea limbă pe care o plâng și care o cântă pe la poarta lor țăranii, vorba lui Alexei Mateevici. Așa. Și prin urmare, această limbă e o comoară noastră. Noi am primit-o, dar ea nu e a noastră. Vorba lui Barbu Ștefănescu de la Vrancea, când îl face să vorbească pe Ștefan cel Mare: ea este a urmașilor noștri și a urmașilor urmașilor noștri în veacul vecilor. Așa este. Domnule Ioan Aurel Pop, vă mulțumim foarte mult pentru aceste vorbe scumpe românești. Vă trimitem alese gânduri de la Chișinău și Doamne ajută în toate! Doamne ajută și dumneavoastră și tuturor românilor și tuturor europenilor și tuturor oamenilor. Pe mai multe străzi din Chișinău puteți vedea niște plăcuțe pe care sunt scrise cuvinte sau mesaje mai puțin tipice pentru denumiri de străzi. Care sunt acestea, dar și cum le percep oamenii, a aflat colegul nostru Alexandru Leahu. Să vedem!
31 august sărbătorim Ziua Limbii Române. Conform statisticilor, este vorbită de aproximativ 28 de milioane de oameni, iar primul cuvânt rostit de majoritatea românilor este mama. În limbă se manifestă creativitatea unui popor, iar românul, de când se știe, e mai spiritual din fire, iar uneori face poante și acolo unde nu e cazul. Ați știut că în municipiul Chișinău există mai multe străzi care de fapt nu au statutul de stradă. De exemplu, la intersecția străzilor Mitropolit, Petru Movilă și 31 august există strada Posibil, dar nu cred. Să mergem să vedem ce cred oamenii despre asta. Care are simțul umorului, normal. Care n-are, nu-i normal. Posibil, dar nu cred. Am văd și eu de multe ori trec pe aici, dar nu înțeleg. E vreo glumă, cred. Da, ok, desigur, văd. Da, e o glumă, dar e fain. Ca atare, ce stradă este? Petru Movilă. Cum ar fi dacă vă sună cineva și vă întreabă pe ce stradă vă aflați și dumneavoastră ce îi spuneți? Oh, sigur ar fi stradă oficială. Iar la intersecția străzilor Mitropolitul Varlam și Vasile Alexandrii găsim așa numita stradă neașteptată. Să vedem dacă cunosc oamenii pe ce stradă ne aflăm sau nu. Eu știu numele cui a spus-o pe asta neașteptat. Dar cum vă închipuiți? Stați la telefon și vorbiți cu cineva și... E de râs, dar și de plâns. Trăim într-o țară și nu știți unde trăim. Strada neașteptată. Cum? Strada neașteptată. Cum vă se pare denumirea la stradă? E suspectă. Ei, da, nu e neașteptată. Vasile Alexandrei. Ce și câți ce-s GPS? Dar ce-i cu tablița asta? Dar cum vi se pare în general? Strada neașteptată? Da, tu știi că numele nu contează. Principalul ce e înăuntru. Ce stradă ne aflăm aici? Hai să ne dăm aici. Nu. Uite, sunt persoană publică și nu pot așa să fac. Iar la intersecția străzilor Vlaicu Pârcălab și 31 august găsim strada Spune-i că-l iubești. Haideți să mergem să vedem ce cred oamenii și despre această stradă. Pe ce stradă vă aflați? Nu sunt din Chișinău. Nu sunt din Chișinău? Nu. Vedeți strada? Da. Cum vi se pare? Foarte frumos și cute. Cel care a pus plăcuța știe ce înseamnă 31 august 89 pentru noi. Nu știu dacă știe că pe această stradă, la un capăt, se află Mitropolia Basarabiei, la alt capăt se află Ciuflea. Strada spune că îl iubești. Prima dată văd așa denumire. Cum vi se pare? Destul de interesant. Ce stradă vă aflați? Da, 31 august. În spatele dumneavoastră este o plăcuță, acolo scrie ceva. Spune-i că îl iubești. Cât de des îi spuneți? Des. E stradă sau? E sentiment. Tablițele respective cu siguranță nu constituie adrese a bunurilor imobile. Deci, dacă vorbim de adresa bunului mobil, aceasta se conferă în registrul de stat al unităților administrative teritoriale și, respectiv, tablița afișată pe un bun imobil trebuie să corespundă adresei juridice care i-a fost conferită acestui bun imobil. Proprietarul imobil, în cazul că observă că a fost montat o astfel de tabliță pe imobilul ce îi aparține, este în drept să o demonteze imediat sau, în cazul în care îi afectează imobilul, să apeleze la organele de poliție. Curios lucru e că, având o limbă atât de bogată, când vine vorba de denumiri, nu doar de străzi, dar și de localități, tot pe cele mai la îndemână le alegem. Astfel că avem câteva slobozii, mai multe izvoare, un ratuș la Criuleni și altul la Telenești, ca să nu vă mai amintim de niște toponime mai înfundate, mai sărate sau mai galbene. Dar ați știut că în raionul Hâncești există mai multe localități în ale căror denumiri figurează cuvintele galben și sărata. Spre exemplu, Fundul Galbenei, Sărata Galbenă, Sărata Mereșeni și Sărătieni. Unde nu-i inspirație, nici Dexul nu ajută și decât să ne amintim doar pe 31 august că avem o limbă dulce și frumoasă, mai bine ar fi să o învățăm ca să ne fie dragă să o vorbim corect în fiecare zi. Am
Am încercat să dau expresie poetică trăirilor și speranțelor de atunci, din perioada Vântului Mișcării de Eliberare Națională. Acesta a fost crezul civic și artistic al scriitorului și omului politic Ion Hadârcă, deputat în primul parlament și semnatar al declarației de independență. Așa l-am invitat în platoul telematinal pentru a discuta despre evenimentele care ne-au marcat istoria, dar și despre prezentul și viitorul Republicii Moldova. Domnule Hadârcă, bună dimineața! Cum bună sunteți? Dimineața! Felicitări tuturor românilor pentru această frumoasă sărbătoare, Ziua Limbii Române, pentru toți vorbitorii, să o vorbim frumos, corect și nu doar în de Ziua Limbii Române, dar da, în fiecare zi, în fiecare minut. Chiar și în noapte. Și în somn, da. Exact. Felicitări și dumneavoastră. Să visăm în limba română. Așa, domnule Hadârcă, dumneavoastră ați făcut parte din grupul poeților valoroși ai Renașterii Naționale, iar versurile dumneavoastră au avut un impact considerabil, ne amintim de O libertate, sfântă libertate. Ce a mai rămas frumos în amintire din acea perioadă, care a fost pe atât de dificilă și periculoasă, pe atât de așteptată pentru toți? Mulțumesc pentru întrebare. Ei, bun, toată acea perioadă, vara aceea toridă în sens politic din 1989, rămâne ca o icoană pentru noi. Au fost proteste, au fost mișcări de stradă, au fost discursuri, au fost atitudini, luări de poziție, care s-au soldat până la urmă cu o mare adunare națională la 27 august 89, am unul dintre cei care am participat, am și moderat această adunare. Am gândit-o strategic cum să fie, deci, prezentată, înrămată în problematica, cea care ne frământa pe noi, și vreau să zic că nu a fost chiar atât de ușor, a fost o perioadă foarte complicată. Unii văd festivismul. Noi atunci, zi și noapte, muncim, lucram pentru a organiza, pentru a ne concentra asupra capacității, a demonstrării capacității noastre că suntem o forță, că nu vom ceda. Adunarea a fost convocată cu câteva zile înainte de sesiunea 13-a Sovietului Suprem. Asta era Parlamentul Sovietic, se numea Soviet Suprem. Deci, în care 31 august, da? Care da, 31, 1, 2. Da, da. Pe 1 septembrie a fost votată legea de trecere, consider că e cea mai importantă chiar decât funcționarea limbilor, legea de funcționare limbilor, revenirea la grafia latină. Așa. Asta era, deci, vârful de lance al tuturor. Și pentru a demonstra, deci, că noi nu vom ceda, că suntem o forță, am convocat această mare adunare națională, care nu a fost doar una despre limbă. Mulți ne interpretau așa, că voi ați simplificat lucrurile până la, deci, doar discutând limba, nu? Era o strategie de a aborda toate problemele care frământau nu doar societatea noastră, și fronturile populare, mișcările populare din alte republici, adevărurile istorice, pactul Molotov-Ribbentrop, împroprietățirea țăranilor cu pământ, încă funcționau colhozurile, chestii, da, revenirea la pământ, autonomie economică a republicii, funcționarea legilor în mod prioritar, a legilor pe teritoriul republicii, în prioritar față de ce unionale. Lucru care s-a întâmplat abia după proclamarea suveranității în iunie 90, adică peste un an. Trebuie să remarc faptul că noi eram, deci, deși ne sincronizasem cu mișcările populare din alte republici, eram un pic în întârziere, și eu cred că lucrurile s-au tergiversat în mod premeditat. Scriitorii au fost cei care au reușit să obțină, după o revoluție de pomină în mai 1987, să obțină de la autorități formarea unei comisii interdepartamentale de studiere a funcționării limbii române și a limbilor și a adevărurilor istorice și, deci, pe teritoriul Republicii, și de elaborarea unei legislații respective. Între timp, a existat o hotărâre a partidului de aici, din Partidul Comunist din Moldova, prin noiembrie 88, care intenționa să scoată la referendum cei ce cereau scriitorii revenirea la grafia latină, limba. Vorbit, îmi amintesc o discuție cu primul secretar de atunci, nu-i mai dau numele, primul secretar a Comitetului Central, când noi am venit cu toate argumentele. Au participat lingviștii noștri de forță, Silviu Berejan, Anatol Ciobanu, Constantin Tănase, Dumnezeu să ierte, pe majoritatea, scriitorii pregătiți, beșleagă, etc.
Și când i s-au demonstrat toate adevărurile, că deci, da, deci problemă cum? Să demonstrăm că limbele sunt identice, limba moldovenească și limba română. Și în urma tuturor acestor dezbateri, primul secretar zice că, da, într-adevăr, sunt identice și totuși nu se aseamănă. Și totuși nu se aseamănă. Paradox. Dacă, atunci, în perioada aia, erau foarte, foarte bine primite versurile patriotice. Ele au locul lor, mai ales în perioade care au existat. Cum stau la capitolul, nu știu, de către generația tânără, cum este perceput versul patriotic? Dacă ați avut vreo discuție cu tinerii, ce crede despre versul patriotic? Eu am avut diferite situații, întâlnirile noastre, care continuă și astăzi cu elevii, liceenii, studenții de la anumite universități. Ea grează, chiar în luna mai acestui an am avut o întâlnire la Colegiul Economic a Academiei ASEAM, Academiei de Studii Economice, Colegiul Comercial. Și deci ei înșiși veneau cu un recital din această poezie și i-am văzut pe unii înlăcrimați. Deci, pentru că nu se poate să nu te emoționeze. Sunt niște adevăruri acolo. Și nu vorbesc doar despre versurile mele, și versurile lui Nicolae Dabija, Leonid Avari, Grigore Vieru, Ion Vatamanu, când ieșea la Marea Adunare Națională cu un poem, ce vor scriitorii, iată, să rostim adevărul, iată ce vor scriitorii. Deci că toți ce erau isterizați ăștia de la partid, ce mai vor și ăștia? Okay. Că parcă li s-au dat, li se editează cărțile. Da, noi vrem adevărul, spunerea adevărului istoric. Deja în Rada Chișinăului nu mai era nicio grădiniță, nicio școală în limba română. Erau deci toate mixte. Adică pentru a fi asimilate, și problema era destul de tragică. Noi nu mai aveam cititori. Deci era o chestiune care, deci fundamentală, dar nu asta era esențialul, că asta s-ar putea interpreta ca un interes. Esențialul era că deci noi, sincronizându-ne cu toate celelalte mișcări populare, ceream rostirea adevărurilor crude. Ceea ce s-a întâmplat în cel de-al doilea război mondial, pactul celor doi tirani din 39 care au împărțit sfere de influență în Europa, deportările, gulagurile, ceea ce vorbea Solzhenitsyn în plecat peste hotare și alte. Noi aveam și noi de problemele noastre și unii deja începeau să scoată din arhive, să scoată manuscrisele lor. Altfel vorbea Alexei Marinat, care a trecut și el prin gulag, eu și lumea, deci este un document cutremurător despre această perioadă. Da, sunt zbunuri acum că, mai bine, versul patriotic e pace, e ok, avem libertate, avem democrație, nu mai are el acea forță. Adevărul că nu prea mai avem. Nu prea mai avem. Noi suntem concentrați. Acum este o lume dispersată, așa pulverizată, fiecare, deci cu găoacea lui și cam nu prea ne mai gândim la ceea ce ne unește. Și riscurile sunt încă mari de a pierde tot ceea ce am obținut. Abia când pierzi, îți dai seama că ai pierdut. Îți dai seama ce ai pierdut. Da. Dar ce putem noi pierde este să pierdem sentimentul libertății de a vorbi limba, de a vorbi adevărul tău, de a comunica, de a te întâlni cu cei dragi, de a te întoarce la și a studia cărțile, istoria noastră. În perioada aceasta, chiar în aceste momente, se desfășoară la Chișinău Bookfest-ul, deci târgul de carte românească la a 6-a ediție. Peste o oră eu voi participa la ședința festivă comună a celor două academii. Pentru prima dată, Academie de la București și Academie de la Chișinău vor sărbători împreună sărbătoarea națională a limbii române, care a fost proclamată și sărbătoarea națională și la București, după ce a fost proclamată la noi. Pe mine chiar mă onorează să particip imediat după întâlnirea cu Ionel Aurel Pop, președintele Academiei, și încă o dată le aduc tuturor mulțumiri și felicitări celor care ne ascultă. Așa, domnule Hădârcă, ce vă ne mulțumește astăzi în parcursul limbii române? Pentru că dacă înainte cumva aveam de furcă cu rusismele și calchierile, astăzi iată că se introduc în limba română englezismele, diferite cuvinte moderne. Ce părere aveți despre această tendință, acest fenomen? Bine, există, eu am observat și deci unii care folosesc paralel și rusisme și englezisme în același discurs. Nu au dispărut. Nu au dispărut și nici nu cred că deci vor dispărut.
părea chiar atât de ușor. Sigur că este important să cunoști, să stăpânești limba, să îți dai seama de bogăția, de valoare. Limba română este una inestimabilă, este foarte bogată, una dintre cele mai bogate limbi. Așa o lăuda mare lingvist, cel mai mare lingvist al secolului 20, Eugen Coșeriu, și așa și este. Dar limba mai, ea este deschisă, ea mai evoluează. Este, mai evoluează, mai anumite chestiuni englezisme de genul acesta, și suferă chiar și cei care au adoptat prin lege Academia franceză, care este foarte dură cu asemenea fenomene, nu permite fiecare cuvânt nou, îl trece prin grila aceasta de căutări, dacă de interzicii, locul, dacă este, va fi acceptat, dacă nu, și nu acceptă nici într-un fel. Spre mirarea noastră, Institutul de Filologie Academiei Române a editat un dicționar unde englezismele au intrat așa cu hurta, din păcate. Dar totuși ce facem? Luptăm cu ele sau ne adaptăm? Noi trebuie să ne vorbim totuși, să ne străduim să vorbim limba noastră. Chiar dacă din când în când se mai folosește câte un weekend, mi-a povestit cineva, deci o întâmplare, că deci, stătea Moș Ion la intersecția drumului care duce spre Leușeni, spre Albița Hâncești, acolo există un peco și deci un butic, și mai spre o zi de vineri, așa stă Moș Ion cu o bere în față și trece un cumătru de lucru, cumătru Ioane, ce face? Și el ridică paharul de bere, zice, weekend. Ah, weekend. Se relaxează. Am găsit unde să utilizeze, știi? Da, ați spus de acea pierdere și noi ce riscăm să pierdem dacă nu avem grijă de limba română? Păi cei ce se întâmplă în Ucraina aici este evident. Riscăm, așa cum a spus-o recent Maia Sandu la o întâlnire așa internațională, riscăm să pierdem totul. Și acest totul se referă nu doar la noi, la Ucraina și la Republica Moldova, dar și la alte state. Să piardă libertatea, să piardă independența, să piardă dreptul lor de a fi independenți, de a face relații diplomatice, de a-și folosi resursele lor proprii, să ajungă sub dictatul cizmei rusești. Asta este marele pericol. Și da, este unul încă real. În real, pentru că unii nu-și imaginau că se poate repeta ceea ce a fost acum 30 de ani. Noi parcă vorbim liber, acum totul e ok, și nu-și imaginează. Într-un fel, lucrurile s-au ca alb-negru, s-au delimitat atât de tare și au ajuns până la această capacitate de confruntare și de tensionare. Noi trebuie să ne dăm seama de lucrurile acestea, că există această tensiune și ea este în creștere, și această tensiune ne îndeamnă pe noi să avem capacitatea aceasta de a înțelege ce se întâmplă în jurul nostru. Este foarte important să înțelegem. Așa, domnule Hadârcă, și dacă totuși este ziua limbii române, aveți poate un vers preferat de al dumneavoastră sau, nu știu, de altui poet despre limba română? Vai de mine, nu prea am fost așa pregătit, m-ați luat prin surprindere, ca să nu fie aceeași libertate. Mă gândesc la Eminescu, unul din poeții mei preferați și unul din cei care a mobilizat masele în acea perioadă. Se cânta doina care era interzisă și în România era interzisă. Doina și lui Eminescu, alte poeme extraordinare. Și i-am dedicat un poem. Oricât voit au strâmbii doina dreaptă să-i înfrunte, Eminescu-i fruntea limbii, el înalța limbii frunte, pe sub munți, pe la izvoare, păstorind cuvinte simple, nu le adună-i oricare, Eminescu-i fruntea limbii, ocrotindu-ne ființă de uitare și dezastre, Eminescu-i domnitorul și păstorul limbii noastre, iar de-o fi cântat vecia din lăute omenești, Eminescu-i sinfonia limbii noastre românești. Foarte frumos, domnule Hadârcă. Vă mulțumim mult pentru acest... Și eu vă mulțumesc, nu o dată, felicitări. Da, felicitări și să avem grijă de limba română. Numai bine. La mulți ani, limba română. La mulți ani. Da, fraților, noi am ajuns la finalul emisiunii, dar ziua abia începe. Așa cum a spus și domnul Ion Hadârcă, că sărbătorim limba română nu doar astăzi, ci în fiecare zi, în fiecare minut, chiar și în somn. Da, prin a o promova, prin a o vorbi corect și articulat și prin a cinsti și poeții și scriitorii. Da, este ultima zi de vară, noi ne luăm rămas bun și de la vară și de la luna august, iar mâine, cu piciorul drept, nimerim într-un alt anotimp, într-o altă lună, și stați aproape de noi, căci la 7 vă spunem bună dimineața! Pe curând!